Salve, dudes, și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 22 pe Barbă Neagră. Și fraților, înainte să începem să jucăm pe harta Transilvania, în seria asta nouă și mirobolantă, vreau să vă reamintesc că nu mai avem decât 3 zile la dispoziție să cumpărăm jocuri super ieftine de pe eneba.com, pentru că atât mai durează campania lor de iarnă, de Crăciun, reduceri foarte mari de până la 90%. Inclusiv Farming Simulator 22 este și el la reducere. Pe linkul din descriere aveți o listă de asemenea acolo cu toate simulatoarele pe care ei le pun la dispoziție și cele pe care eu le joc. Sunt și ele incluse și super reduse în momentul ăsta. Linkul este în descriere. Acum, fraților, hai să dăm bice, pentru că avem multă treabă de făcut. Avem cooperativa agricolă Tormac, așa se numește, și asta este ce am moștenit. Avem o poartă, acum nu mai avem poartă, și avem de asemenea și un portar, se pare aici. Auleu, ce cuțuță ai acolo? Holy shit! Avem niște țâțe în depărtare la doamna aia. Bro! Bro! Uite cum îți elimini... Uite cum e strike-ul! Uite cum e strike-ul! Nu știu care e treaba cu ăștia care așteaptă aici, dar hai să vedem ce are băiatul ăsta pe ecran aici. Ok, are un Facebook cu ceva mânuțe, mă gândesc, pe acolo. O fi hand fetishist. Se uită la... E ce aici? Se uită la Too Fast and Furious. Ok, Fast and Furious. Gotcha, gotcha. După poza aia, după posterul ăla de acolo, mi-era teamă să mă uit să văd ce mai e prin jur. Și ăsta nu este singurul pasnic pe care îl avem. Mai avem un băiat aici care el pozește probabil bicicleta din dreapta să nu fie furată. Și că tot vorbeam de dreapta, ei bine, noi ne regăsim în partea de est acum. Vom începe cu 0 șfanți, deci nu avem niciun fel de bănișor. Și o să vedeți într-un mod creativ cum ne vom descurca. Terenurile, fraților, sunt foarte scumpe pe harta asta. Deci au zis oamenii, bă, are lumea bani. 2.700.000 grupul ăsta. Cel mai mic grup pe care l-am găsit ăsta, 288.000 de euro. Mai avem terenul 11 care costă 254.000 de euro. Vorbesc de unele mici. Noi începem deja cu zonele de lângă și în principiu avem aici niște terenuri pe care încă nu le-am văzut, așa că va trebui să mergem pe aici să vedem care este treaba și care este și menozeala. Doar că având 0 utilaje, 0 bani, nu putem face nimic cu terenurile respective. În față, fraților, și hai să ne bucurăm și noi de RTX. Și cum arată această hartă pe RTX? O să vedeți în oraș, acolo prinde cu adevărat formă și contur. Avem o cooperativă, ceea ce cred că odată a fost înfloritoare. Avem o grămadă de utilaje, ceea ce par a fi arse și ruginite pe aici, și ceea ce pe mine mă încântă foarte mult este o zonă relativ dreaptă pe aici pe care eu pot să pun plasabile, adică putem să punem sere, putem să punem animale și așa mai departe, și un amol, ceea ce o să fie foarte interesant de văzut atunci când plouă, pentru că am acel mod care creează bălți și cred că se va lua foarte tare pe roți. În față avem silozul, aici noi depozităm practic grânele când vom avea așa ceva și de aici încărcăm. Avem și o hală interesantă, aș putea spune. Aici am găsit un strung pe stânga, ceva ce pare a face piese de metal. Omul e descurcăreț. Și avem aici și niște baterii. Ok. Mai sunt hăli din astea pe aici picolo, așa că putem să le folosim să parcăm niște vehicule, niște utilaje și din nou, cum v-am spus, o grămadă de spațiu pe aici. Îmi place pentru că există o grămadă de potențial creativ, știi, chiar dacă sunt plasabilele, tu poți să-ți faci fermea cum vrea mușchiuleanul tău. Cel puțin pe aici o să pun animale, probabil niște sere prin partea cealaltă, dacă vrei să te extinzi doar cumperi terenurile din față. Hai să vedem care sunt, adică terenul 2, respectiv 3, care costă, ia să vedem, aceasta vine la pachet, 3-ul, și mă costă, eu trebuie să strâng 595.000 de euro pentru această cooperativă, ca să fie a mea, să o dețin. Vă dați seama că o să stăm un picuț mai cu japca la început, because no tenemos dinero. Acum, hai să mergem un picuț la magazin, pentru că aici vreau să vă prezint planul nostru și vedeți utilajele astea. Astea nu sunt ale mele, astea fac parte din munca cu ziua, pentru că va trebui să muncim cu ziua. Asta este magazinul, avem acolo le steak de la Ruma și utilaje agricole. Avem aici ceea ce în străinătăți s-ar numi CEO, iar la noi
șeful. Și bineînțeles, două angajate care sunt probabil nepoate verișoare și stau degeaba. E o reprezentare foarte realistică autohtonă. După care avem utilaje agricole noi și second hand în depozitul ăsta foarte drăguțel și câteva care așteaptă aici să fie probabil preluate, fost date pe comandă. O să explorăm și orașul pe aici picolo, avem și un proficolea, dacă ni se face niște fomiță și pionierul Dobriceni, cooperativa agricolă. Cultivăm și comercializăm cereale de Dobriceni pentru botoșăneni. O limbă dubioasă. Îmi place foarte mult. E un cuvânt care în România nu prea există. Infrastructura. Infrastructura îmi place maxim. Deci avem și aceste limitatoare de viteză. Funcționează foarte, foarte bine. Sunt curios. Sunt curios după aia să luăm niște BMW-uri, ceva o să băgăm și o să jucăm și cu UTB-uri. Deci o să avem și utilaje de ale noastre și vehicule de asemenea românești în această serie. Acum hai să vedem cam cât de mare este terenul și de fapt înainte de asta vreau să vă prezint un picuț misiunile, pentru că le-am adunat și au sens unele cu celelalte. Avem 3 active, avem 2 fertilizatoare și un harvăstoială. De ce? Pentru că având 0 bani, da, eu nu pot să mă duc să fertilizez. Avem utilajele împrumutate, dar eu nu pot să umplu în niciun fel spreader-ul. Din moment ce n-am bani să cumpăr fertilizator. Așa că ce am făcut e să mai iau a treia misiune, care, după ce ne ducem la Sujuk Silviana să recoltăm, și apropo foarte, foarte mișto taciul ăsta, avem Sujuk Silviana, frumosul Ramon, și am văzut aici că sunt fețe generate, nu sunt reale. Și la barul George, asta mi s-a părut un pic rușinică, știi ce zic, Luci Căcăciosul de asemenea, adică ăsta-i drăguțel. Ce vorbim aici? Maria Ioana, era o melodie cu treaba asta. Dar în fine, după ce ne ducem la Sujuk Silviana să terminăm de recoltat terenul, asta ne va da 5.000 și un pic de euro. Suficient să cumpărăm noi fertilizator, iar la fertilizator nu am închiriat utilaje decât de la asta de 88. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu va trebui să luăm misiunea după ce terminăm ca să folosim aceleași utilaje și pe celălalt teren. Dacă nu s-a introdus vreun update și a rezolvat cumva treaba asta. Sper că nu s-a introdus. Dar înainte toate, vreau să văd și eu cum arată terenurile pe care noi le deținem. Așa că hai să mergem. Ah, și încă un taj foarte frumos pe care vreau să vi-l arăt. Cerul, fraților. Așa, da, este un cer semi-pixelat. Se vede. Dar este, băi, din punctul meu de vedere, mult mai frumos decât cel din joc. Eu înțeleg că Farming Simulator are nori volumetrici și îmi place ideea. Doar că rezultatul parcă nu este ceea ce ar trebui să fie. Eu, de exemplu, am un folder foarte stufos de nori și fotografiez norii foarte des, atât cu drona din diferite unghiuri, cât și cu camera, pentru că de multe ori facem fotografie ori la portret, ori la landscape-uri, locații și așa mai departe și ne trebuiesc niște nori, pentru că poate prindem o zi în care chiar nu avem niciun pic de nor, mai ales aici în Spania, treaba asta este foarte, foarte populară. Așa că iau din folder și pun, sunt tot nori reali, existenți, doar că nu din aceeași zi. Și apropo băieților, dacă vă uitați aici, am pus un link în descriere și la Discordul lui Sheriff Robert acolo, pentru că oamenii fac o treabă minunată. Și dacă sunteți în căutare de fețe, eu mă ofer. Numai că poate mai lucrăm un picuț la nume. Știi ce zic? Dar ca și față, mă ofer pentru a fi un owner al unui teren care are treburi de făcut. Ia să vedem ce avem aici. Utilaje agricole. Trebuie să trec pe dreapta. Statul mare pe față. Resignea. Ok. Ok. Și aici avem, se pare, un service auto. Utilaje agricole. John Deere-urile se pare că se strică foarte des la băieții ăștia. Pașia. Și un case mai modern așa. Păi se stă, tată. Se stă. Aparent. Din nou. Încă un șeful. Evident trebuie să fie un șefo. Și multe decorații din pe aici. Chiar foarte, foarte multe. Stop. How you doing? În jos aici? Interesant. O, Dacia. Nu e Dacia. Asta e o Lada. A, o Lada și asta e un Nissan Silvia, probabil. Ceva ce vrea să pară precum un Nissan Silvia, mă gândesc eu. Am și Dacia, am și UTB-uri, avem utilaje românești. Trebuie doar să ajungem noi la puterea financiară să le cumpărăm. Nu sunt foarte scumpe, dar când ești pe zero, orice e scump, sincer. Spălătorie auto, ok. Îi dăm și pe aici o trecere.
Cristim, Mezeluri, cu putere, într-adevăr, și avem și o piață acolo, pe dreapta. Dacă sunteți curioși cum arată fără shader, mai lipsit de sare și piper din punctul meu de vedere. Dacă adăugăm shaderul, deja venim de acasă. Stați un pic să și plouă, uite Lidl-ul acolo în depărtare, pentru că după ce va ploua, cu siguranță vom vedea niște bălți și o să prindă totul foarte un contur, foarte mult contur. Am de asemenea și un shader care adaugă strălucire, pe care îl activez doar atunci când... Uite, un teren pe care putem să-l cumpărăm, să plasăm lucruri. Și da, activez shader-ul ăsta doar atunci când plouă, ca să se reflecte, ca și cum suprafețele ar fi ude. O să fie interesant. Trecem pe lângă cooperativa noastră, pe care încă nu o deținem, apropo, și mergem în față. Avem, v-am spus, toată harta este presărată cu românește. Ia uite, și pe aici, terenuri de-astea micuțele, băltoace, case vechi, baloți în stilul nostru. Și ia să vedem cam cât trebuie să mergem în față un pic. Deci noi deținem 4 terenuri. Sper să fie funcționabile. Sper să facem ceva pe ele. Ele par foarte mici, apropo. Deci, da! Sper să putem să lucrăm și noi pe plus și nu pe minus. Astea sunt limitatoarele de viteză. Avem ceva? Poliția, comuna, Blejoi? Blejoi, da. Bine că nu ble miercuri. Ia să vedem ce e pe aici. Scurești ce mașini. Ok, avem un BMW vechi, dar drăguț, ăla e super estetic. Aia nu știu ce este, o insignia break, mă gândesc, ceva. Și chiar și înăuntru avem niște taciuri române, se pare. Primăria Blejoi și poliția pe partea cealaltă. Scooter în ro, când vreodată, unde este? Unde este scooterul ăla roșu? Ăla de pârâie mult. Asta e, așa da. Așa da. Se observă, deși băiatul nu are grade, cred că tipa nu cunoaște foarte bine ierarhia poliției, pentru că n-ar mai fi stat de vorbă cu el. Ăsta ce are pe laptop? Păi, să vedem. S-au dus băieții atât de departe încât să bage un detaliu și aici? S-au dus, fii atent, că e... Good fields. Bă, dar ce este? Este un pic să trișem o leacă. Ba nu, știi ce facem? Facem asta, fii atent. Mergem direct aproape. Good Fields Farming Simulator. Asta e din altă limbă, fii atent. Și asta la fel. Aici ar merge un Discord al lui Sheriff Robert pus. Păi da, nu? Așa zic. Să schimbăm pozițiile de aici. Cred că ar fi foarte, foarte original. Foarte frumos. Încă n-am ajuns la teren, știu. Explorăm, explorăm. Vreau să văd împrejurimile. Să vedem ce drumuri vom folosi noi ca să ducem grânele. A? Asta zic, femeia cu copilul, casă proaspăt făcută cu bani de Anglia, gunoi în față, drăguț, BMW în față, deși nu este ăla, nu este seria 3-o, cum se poate așa ceva. Deci avem izuri românești pe peste tot. Așa, și pe stânga se pare că putem vedea primul nostru teren, 35, 89 mai în față, pot să iau pe aici, e. Cred că pot, ăsta-i drum. Da, avem drumuri diferite. Ia uite englezul plecat, uite englezul. L-am văzut. Și trecere de calea ferată de asemenea. Ok. Deci de acolo pe aici trebuie să putem să ajungem la terenul 135. Este 35? Este cel mai inutil teren pe care l-am văzut vreodată, probabil. No! Deci e bucata asta cu tot cu sat. Am o bucată de sat. Deci iarba asta de aici este recoltabilă. Oh my god, sunt mai sărac decât credeam. Asta e iarba mică. Asta e iarba mică, nici măcar nu merge recoltată, dude. Se pare că nici cu terenul nu începem. Sunt doar bucăți din primărie și din sat. Hai că da. Ăsta e al nostru? Nu e nici ăsta, ăsta e terenul 91. Măcar e celălalt de iarba al nostru. Mai am ceva funcționabil pe aici, tată? Ia terenul 8 pe stânga. Cum se poate? Ba nu, ăsta este 8-ul, fii atent. Ăsta este terenul 8. Aha, și am o parcelă de sat. Hai că mi-am luat sat, mi-am tras sat. E bine. Deci toată iarba asta de aici este recoltabilă. În rest, noi nu putem să facem nimic pe ea. Da, ce am practic aici? Nimic. Terenurile astea fac parte din oraș. Din, cum să spun eu,
din tot ce nu este teren agricol. Asta este toată treaba, știi ce zic? Pentru că așa practic începi de la zero. Nu putem să facem nimic pe terenul ăsta, sunt complet inutile. Astea sunt margini ale terenurilor adevărate de fapt. Și ce va trebui să facem este să luăm în arendă. Asta faci când ești sărac, asta este când nu-ți permiți să cumperi terenul. Ia, oho, iei în arendă, să-i strece și noi calea ferată. Deci bueno, o să iau în jos și hai să ne întâlnim la magazin. No, fraților, aici trebuie să luăm combina. Bineînțeles, o să venim și cu un tractor ca să ia încărcătura. Nu am niciun sfanț, așa că nu pot pune pe lucrătorul automat în niciun fel. Hai să vedem cultivarea pe ce teren se va face. Așa, la Sujuc Silviana, pe terenul 43. Hai să vedem unde este terenul 43. Avem 88 aici, asta se închide un picuț shader-ul pentru a putea vedea. 88, 112 și 43. Ordinea în care sunt puse terenurilor este amazing. Deci e un 30 pe aici, 47 și pe lângă avem 150. Deci 43 este inexistent în momentul de față. 43, 35, 49. Nu văd 43. Deci sper să existe terenul 43. L-am găsit, am folosit un truc pentru a-l găsi. Normal te uiți așa și nu prea se vede blincuiala la 43. Se observă, dar dacă dai pe tabul 2 de worker, pac, se vede mult mai ușor atunci când blincuiește un număr. Ok, deci dacă ieșim, facem dreapta și la intersecție, ce mare facem? Stânga, ar trebui să mergem foarte mult. Ok, bun, hai să facem treabă, zic. Cât mai avem? Mai avem și încă nu am început să facem bani. Chestia e așa că punctul de spawn e foarte aproape de clădire. Asta este o chestie pe care am văzut-o și la noua hartă Silver Run Forest din Platinum Edition. De asemenea, punctul de spawn este mult prea aproape de clădire și când iei utilaje de astea super babane, nu prea poți să mai dai cu spatele pentru a lua și atașamentele. Așa sau invers? Normal ar fi trebuit invers aici. Hai să vedem că merge totuși așa. Ideea e că atâta timp cât voi pune header-ul, practic îi va da asta, ziceam și eu, deci invers. Am avut dreptate! Și băgăm, bineînțeles, din nou shader-ul. Așa, tati, e frumos, altă viață, zic. Și vamonos! Cu niște trebuță. Sunt curios cum ne vom descurca cu ieșirea din oraș. Asta o să fie puțin dificil, probabil. Așa că vom sta aici să privim pentru că o să fie interesant. Și avem dreapta și stânga. Ok, asta este. Am cuplat, suntem pe bine sus. We are good. Dreapta acum. Au, nu la stâlpul, nu la postul. Gace. Bun, asta este strada principală. Ba nu, aici facem dreapta. Deci combina mea practic ocupă două benzi. N-am cum, deci pur și simplu nu am cum. Stânga nu vine nimic, ok. Hai să-i dăm limitatorul. Nu-l respectăm, nu e pentru mine. Zita mai combina ce vorbim. Și dacă mă întâlnesc cu cineva, să închidem aici că am ieșit deja din zona super activă. O, oh, ia uite câtă baltă avem acolo, ia. Hot, baltă. Voi știți că sunt fan bălți. Din ce am văzut din preferințele voastre, majoritatea ați vrea pene de cauciuc. Eu sunt băiatul baltă. Deci aici ne diferențiem un picuț, eu nu vreau pene de cauciuc. Bun, avem un stop, dreapta nu. A? Nu vine nimic, stânga nu. Deci mă, infrastructura e foarte mișto creată. Foarte, foarte mișto. Cu semne tot ce trebuie și avem și un polițai în față. Anzvai. Hai să vedem să nu încălcăm pe băiatul ăsta. Hadile! Hadile, bursane! Aici că trebuie ocolit șeful. A, deși e folosați-o pe doamnă în pace, ce vorbim. Și avem mult de mers. Ne întâlnim, fraților, la teren. Aici vine o porțiune super dificilă că... văd balustrade pe marginea drumului și trebuie să mă grăb... Ai, bă, se putea mă să nu vină vreunul. Maica mea, hai că am reușit, sunt bine. Oh shit, oh shit, am urcat balustrada. Sunt bine, sunt bine.
relieful foarte frumos. Stade, Hats. Gata, l-am păcălit pe boss. Uiar Gucci. Fraților, mai avem. Hai să vedem, 43. Hai că nu mai avem chiar așa mult. Suntem în regulă. Îmi place treaba asta cu copacii pe marginea drumului, pentru că România asta este foarte foarte des întâlnită. Op. Iarăși e drum. Bă, se roacă și drum. Nu merge tot timpul din interiorul utilajului. Nu contează că e tractor, combina, mașină, chiar nu contează. Așa că o să conducem de aici, din afară. Ce fi chestia aia de pe teren? What the fuck? Ceva baloți, probabil? Avem și magazin în față? Ok, niște dealuri pe aici, munți. Avem nightclub. Avem discotecă. e sigur că ăsta este terenul? Really? Nu este 23. Și mi-a zis, bă, asta este... Asta este porum. Cum să fie ăsta terenul? Aici avem nightclub. Fii atent. Băi, ne luăm strike? Mă, fetele sunt cam pixelate, dar așa nu... Adică nu se plânge nimeni din câte... Mă uit pe aici prin jur și nu e nimeni care se plânge, știi ce zic? Deci doar atâta. Nu știu, e pe marginea drumului. Așa e o discotecă pe marginea drumului. N-am fost și nu știu, întreb. Sunt sincer și întreb. A, acum cred că mi-am dat seama ce sunt ele albastre. Cele albastre sunt de fapt gunoaiele pe care, într-adevăr, le vedem pe marginea drumului în România când vine vorba de la ieșire din sate. Hai să băgăm un picuț pe aici, acolo. Observ eu că mai e un drum adițional. Aha. Foarte obișnuit. După aia avem scoarul ăsta de... Ce a fost acolo? Un binare de stradă. Și aici un drum care... O, cu bălți toate cele care împarte terenul. Wow! Nu apare pe hartă. Ok, deci avem și drumul surpriză. Și 43 cumva este lipit. A, lol, 23 pe aici, drumul e aici. Două terenuri complet lipite. Ok, that's fucking dubios. But hey! Dacă ne dă bănișori, nu mai comentez. Ne trebuiește niște bănișori. Așa, o să fac un unfold ăsteia. Așa. Gata, tatile, frumos. Avem un teren imens, deci față de combina mea pe care o am aici. Rar nu vom termina foarte curând. Umbră? De unde o fi umbră? Sper să nu fie ceva eroică. Hai să începem cu zona asta prima dată. E și dâmbul aici, sper să ducă, a? Duce? Hai că duce, frumos. Bun, fraților, vreau să facem cât mai mult progres. Așa că vom pune o pauză aici, pentru voi o să fie o secundă. Avem combina plină și ar trebui să vin să o descarc. Hai să vedem o chestie, pentru că eu bănuie o treabă. Avem acest Massey Ferguson menit să descarce combina, doar că viteza maximă este doar de 39 de km pe oră și noi avem un drum foarte lung, dar asta ziceam, 53 de km pe oră la acest New Holland. Așa că îl voi folosi pe ăsta, nu va trebui foarte mult sky putere ca să trag remorca, așa că este suficient. Voi merge cu bărsanul ăsta chiar dacă roțile nu sunt foarte groase, este în regulă, este în regulă. Din ce am văzut de acolo o să scoatem cam... 3, cred că, 3 combine, deci e până așperlie maximă, avem de muncă de Doamne ajută, abia am făcut o dungă, una dus, una întors și un pic din asta, ori 2 combine și jumătate, ori chiar 3, deci se anunță a fi un timp îndelungat, dar nu și pentru voi. Sunt în căutarea companiei de semințe Fundulea, parcă. Ia să vedem aici unde vrea Silviana să-i ducă astea. Compania de semințe Fundulea. Exact! Avem aici un Petrom, a motorină. Nu avem problema. Avem și o gară pe dreapta, din câte observ aici. Nu este într-o stare foarte bună. Gara Brașov. Ok. Și ar trebui să fie ultima aici. Deci dacă fac o stânga... Și după aceea dreapta, hai să vedem dacă mă lasă portarul să intru. Mane, și tu ai postere de alea pe acolo, ia. Aoleu, iar e aia cu țățele. Jesus, a Jesus. Și se pare că avem în dreapta acolo, așa, punctul de descărcare. Nice.
Duc în momentul de față 25 de tone 500. Deci a ieșit o cantitate uriașă, uriașă. Și am muncit o grămadă și încă mai am. Sper eu ca restul pe care eu îl recoltez acum să fie fix surplusul meu, să fie un tips, să fie un bonus. Nu neapărat o șpagă, dar să fie acolo, pentru mine, pentru viața mea. Să vedem, 71, 72. Hai mă, Silvia, nu mă, mai dai și tu un pic de la tine, o. No, se pare că tot trebuie să mâncem încă o remorcă. Nu știu dacă o să ne mai rămână. Îmi pare cum că nu ne-ar mai rămâne. Asta ar trebui să fie ultima remorcă pe care o mai duc. Avem 10 tone 500 și m-am blocat aici pentru că avem podea un picus cam în aer. Hai să vedem dacă pot să ies de aici. Deci am încercat de mai multe ori și nu m-a lăsat. Deci pe aici merge. Deci ca idee avem o zonă eronat plasată. Dacă insist pe aici, what the fuck, acum am mers. E ceva acolo. Am stat un picuț pentru că mi s-a blocat pur și simplu tractorul. Ok. Presupun că betonul nu s-a uscat și din cauza asta intru prin el. O, sper să nu-mi dea eroare sau ceva. Ok, e în regulă, e în regulă. Așa a făcut și data trecută. It's fine, it's fine. Ce panoramă. Yeah. Și pe partea asta, ok, putem vedea o lecușă, se pare. Deci nu avem niște coliziune unde trebuie cu alea. Yes, gata, avem 4800 și... 4800 extra? Bro, asta este genială treaba. Ha, și mai luăm 5800. Adică 5100, pentru că 646 am dat pentru a închiria utilajele. Wow! Ok! Collect, Giugiuc, Silviano, mulțumesc maxim! Avem 9800 și cu banii ăștia, fraților, va trebui să cumpărăm primul nostru tractor, pentru că am pus mâna și vreau de asemenea să bag un... ăsta sunt scumpe. Un tractor și un fertilizator. Cu asta vom face primii noștri bani. Johnny 50. Am eu bineînțeles pus aici ochii. Mă mai ușor un picuț prin jur pe aici. Să vedem ce mai există pe la magazinus. Exact, amo. O să le iau pe băiatul ăsta. Cel mai ieftin este ăsta. Dar este un UTB special pentru pădure. Cam asta este varianta. Nu prea și are locul pe drumurile noastre de orășel sătuc. Așa că UTB-ul ăsta decorat așa românește va fi primul nostru utilaj. O să iau variante 65 de cai putere, mai un pic mai realistic. Avem roți uzate, roți românești și fără girofar. Adică ăsta nu este în stare să care nu știu ce încărcătură cu gabarii depășit. Așa că nu ne va trebui un girofar. Fără brăduleț? Ba nu, dă-mi așa un picuț, mai trage și noi o bășinică, o alea. Dă-mi un brăduleț acolo să-mi miroasă frumos și el, știi ce zic? Și pe ăsta, doamne și doamne, să-l cumpărăm și uite că-l cumpărăm doar cu bonusul. No, cât de tare este asta! Ia uite-l! Putem să-l folosim de asemenea pe el și să nu folosim New Holland-ul, doar că el este un picuț mai slab decât New Holland-ul pentru a fertiliza. Și acum putem, trebuie să aduc eu New Holland-ul acilișa, dar fii atent cum e, că putem să o facem pe jmenozeală. Putem să dăm doar click pe el, îi dăm reset și mi l-a resetat. Acum ce vreau să vă mai arăt, nu-l vedeți aici pentru că punctul de reset este în partea asta. Aici avem o zonă specială în care se resetează. Ceea ce uneori e foarte bine pentru că nu se mai adună astea aici claie peste grămadă. Bun, acum luăm fertilizatorul, exact amo. Exact, amo. Și cel mai ieftin și sigur că este ăsta la 1800. Băi, avem două, o să iau două d-astea. 3640. Pentru că avem două terenuri de asta. Avem de făcut două misiuni. Deci cam aia iște. Ăsta are 65. Mi se pare că bredalul ăsta are nevoie de un pic mai mulți cai putere decât dispune UTB-ul. Dar voi testa totodată să vedem că poate nu e așa. Aia, se pare că nu e neapărat așa. Eu cred că l-am pe versiunea asta. Ok, ia să facem noi cu UTB-ul niște treboșcă. La un pic. Am și o greutate acolo pe față. UTB-ul duce? Mă, se pare că nu se plânge. Nu să-l încarc cine știe ce. Avem decât doar 2 tone în saci ăștia. 2 tone de fertilizator. Deci nu o să fie cine știe ce.
punctul de întoarcere la mine, unghiul, mă rog, nu este excelent, dar ai, mergem cu UTB-ul, tati. Ia să vedem dinăuntru. Oh, îmi merge shader-ul ăsta dinăuntru. Asta este o veste foarte bună. Exotic, exact. Mai dăm o dată că mai avem unul. Și va trebui să facem un drum foarte lung, magazinul fiind aici, în sud-estul hărții, noi va trebui să urcăm până pe terenul 88, respectiv 112. Wow. O să trebuiască să mergem ceva, diți? Da, deci avem 88 și 112. Vreau să fac totuși un test. Yeah. Perfect. Merge. Merge. Vreau să văd dacă duce. Se pare că duce. Spreaderul ăsta, apropo, are o cantitate foarte mare pe care o suportă. Este gorgeous. Deci dacă aș avea bani de el pe viitor să investesc, ar fi absolut minunat. Ia să vedem drumul care este. Drumul care este. Ieșim dreapta, tot în față, cât vedem cu ochile. Fraților, mă bag la niște fertilizare. V-am salutat, o seară frumoasă să aveți și ne vedem în episodul următor. Până atunci, numai bine, pa, pa!